G2A, o dă joc cu celălalt va. Bună, mă numesc Codrin Bradia, iar acesta este PC-ul meu defect. Bună ziua, oameni buni! Astăzi o să vă explic cum m-a făcut viața încă o dată în gură. Karma este reală, oameni buni, și vă voi demonstra. Ca am karma chiar aici. Glumesc. De ce zic karma? Pentru că ieri am pus un clip în care mă jucam un joc în care trebuia să furăm din casa unei babe pentru un calculator nou și astăzi mi s-a strigat calculatorul. Pentru că am furat virtual pentru un calculator, karma și-a spus ce a avut de zis. Și nu mai am calculator acum azi. Pe bune, fără voodoo și paranormal, pur și simplu. Probabil vă întrebați cum a degenerat totul. Totul a început cu ziua de ieri. Dar poveștile catastrofice de obicei ar trebui să întindă pe o perioadă mai lungă, nu să zic totul a început acum un an, nu. Ieri. Ajuns nici 24 de ore să-mi distrugă viața. Bine, mă exagerez, dar era o după-amiază liniștită ieri. Eu îmi luam bătaie la StarCraft de la Corean, ca de obicei. M-am plictisit să-mi iau atâta bătaie. Și am intrat pe Facebook și văd un articol. The Division 2 gratis până în 1 martie și am zis, trebuie să-l încerc. Mare greșeală. Am jucat The Division 1, am zis o mare chestie, dar am zis că, bă, dacă e 2 și tot e gratis, ce pula mea, hai să-l încerc. Și l-a luat și Radu și am zis că jucăm împreună. Era și o ofertă. Mă gândeam că dacă îmi place, e de la 60 de euro pe Uplay, ți-l dădea la 3 euro, parcă, până în 3 martie, e oferta asta. Deci puteți profitați de asta dacă vreți. Și zic, blană, nu mă mai bat corierii de la StarCraft. No, și normal că îmi recuperez parola de la Uplay, că normal că nu știam, și pun jocul la download, ca orice om normal care vrea să se joace, nu? Mai întâi downloadezi jocul și după aia te joci, ăla era planul, nu s-a întâmplat așa. Vreo 53 de giga. Blanau, am avut timp de o cafea cu apă galbenă de la robinet. Glumesc, am băut-o cu lapte, îmi permit, sunt YouTuber, îmi permit cafea cu lapte, da, hai, pa. Se downloadează jocul. Am zis, gata cu aia, mă distrez în seara asta, între timp karma. Dau să intru în joc, eroare. Ce pula mea? Îmi zicea ceva de genul că să verific dacă am hardware-ul necesar ca să rulez jocul. Și din nou eram cu aia, ce pula mea? Adică nu, e cel mai high-end PC care există în momentul actual, am 1070 pe el, am un i7. Aia încă nu e așa mare lucru, de ce mi-ar zice că să verific dacă am hardware-ul necesar? Joc orice alt joc în pula din lumea asta, cu setup-ul ăsta și ok. Dacă aveam calculator din bambus, să înțelegeam să-mi dea eroarea aia. Am crezut că nu e problemă de război. Și atunci m-am gândit. Și nu trebuia să o fac. Pentru că de acolo am început tot. Ah, nătângul de mine, zic. Poate doar trebuie să fac un update la placa video. Nici nu știam exact când a fost lansat The Division 2. Mă gândeam că poate e ceva joc mai nou și o grămadă de jocuri care apar necesită update la driver, la placa video. M-am pățit și cu GTA 5 și cu mai multe. Când apar jocuri noi, de obicei se lansează și un update la drivere pentru plăcere video. Fix pentru jocurile alea să le optimizeze. Și m-am gândit că ăla o fi cazul. Și am dat download la driver și eram gen cu voterat demonstrandum. Aha, da, așa. O pulă. Și driverul nou pentru placa video s-a downloadat. Motiv de bucurie? Nu. Stați pe fir. No, și ca de obicei am dat perform clean installation. Cam înțeles că e ok să faci asta de pe un forum. Cu clean installation ăla nu știu ce pula mai face, șterge stările anterioare și un fel de mod safe de a-ți instala driverul. Așa am înțeles eu de pe internet. No, și se instalează driverul, apare installation complete, bifă verde, mor mei, de toate, toate era acolo, totul, gata, petreceau așa ramii în calculator, dar o pulă. Știi ce am observat? O chestie dubioasă. Windows-ul a schimbat culoarea taskbar-ului și a eliminat transparența și asta de obicei se întâmplă în momentul în care îmi dezinstalează placa video în timpul update-ului și după aia, după ce mi se instalează înapoi, își recapătă transparența. De la momentul începerii update-ul și până la final, trece prin chestia asta, dar și revine taskbar-ul și înapoi transparent. Și de data asta a rămas opac. Cu installation complete, taskbar-ul meu a rămas opac și eram gen, asta nu trebuia să se întâmple, probabil, din câte știu eu, din experiențele mele anterioare. Dar am zis că probabil nu fi mare lucru. Nu pe drag. Și atunci mi-am dat seama. M-am uitat în dreapta jos și am văzut că nu mai aveam GeForce Experience în calculator. Asta înseamnă că nu mai am placa video. Ca urmare, nu mai aveam cum să joc absolut nimic. Am zis, ei, se rezolvă și mai dau o dată. Și nu merge. Și scrie din nou installation complete și mai dau o dată. Installation complete, fără placă, fără GeForce Experience. Dau restart la calculator, mai instalez o dată. Installation complete, placa video nicăieri. Deja începeam să transpir când am văzut chestia asta. Că știam că am mai pățit toată ceva asemănător și am stat 6 ore să repar calculatorul să vadă din nou placa video de pe Tom's Hardware. Cred că voi ăștia care vă reparați singur calculatoarele știți și voi, când ajungi pe Tom's Hardware, e gata, e groasă treaba. Cu un tutorial de acolo, la un moment dat, tot ceva de genul ăsta cu driverele la placa video, trebuie să intru în regedit, să intru în HK local machine și în chestii de alea de hackerman în pula mea, eu nu știu de alea, să șterg fișiere ascunse Nvidia, pentru că din cauza că mai erau, el zicea că o dezinstala placa video, dar mai erau fișiere ascunse pe calculator în pula mea și aia împiedica instalul nou. Și știam că o să ajungă iară cumva acolo și deja începeam să transpir rău de tot. Și nu, eram cu Radu pe Discord, Radu se mai pricepe la chestia calculatoare și am cerut sfatul. Și Radu a zis să dezinstalez tot ce ține de Nvidia și să-mi iau înapoi experience. Și nu, am făcut asta și normal că nu a mers. Și am făcut din nou tot ce știam, faza aia cu fișierele ascunse de Nvidia, să șterg tot ce există în Nvidia de calculator. Și m-am gândit la un moment dat,
Oare de ce am Windows 7? Cine pula mea mai folosește Windows 7 în afară de mine? Numai eu. Credeți-mă, pe cuvânt, numai eu. Am Windows 10 pe laptop, dar pe calculator mi-e 7. Mi-a fost groază să trec pe 10 din cauza gândului de reformatare a CEU-ului. Cam o grămadă de fișiere și pe desktop și pe documente și o grămadă de locații care țin de ce sunt răspândite și piese scrise și de toate și mi-a fost groază de-a lungul timpului să le strâng, să le strâng pe toate, să fiu sigur că nu pierd absolut nimic, să le mut pe un drive nou. Da, greșeala mea. Acum, în momentul în care ne aflam, nu mai vedea nici placa video în device manager. Și dat zic că e dubios că nu mi-o vede nici măcar acolo nicăieri și să încerc să-i schimb slotul pe motherboard. No, am zis că mi-e groază să umblu să schimb slotul, că nu mă pricep foarte bine la componente și l-a schimbat chestii și mi-e groază că s-a ratat și stric ceva și am zis că nu, mai bine să nu fac asta. Am oprit calculatorul, am scos calimentatorul la pâcâie, nu știu cum pula mea se zice, l-am băgat înapoi, am pornit calculatorul, acum vedea placa video. Am dat din nou install. Installation complete. Placa video tot nu o vedea după aia. Gen, o vedea în device manager, dar nu o recunoștea calculatorul, nu știu, avea un semn de exclamare lângă Nvidia. Dacă intram în jocuri s-a cadat, cu alte cuvinte, nu era bine. Și nu, Radu mi-a zis, da bă, dar eu nu de cap, ziceam să schimb slotul, pur și simplu, un motherboard. Și eram gen, mă, Radu, eu nu mă prea pricep la chestiile astea, hai că îmi strâng toate fișierele de până ce și de până locațiile astea și mă mut pe Windows 10. Și Radu a început să-mi zică, da bă, nu trebuie să-ți fie frică, nu-i mare lucru. Și eu așa eram la început, mai panicam, am învățat, nu trebuie să-ți fie frică, încearcă. O zis, vezi că numai dacă nu-ți încape în al doilea slot, aici, gen, o să trebuiască probabil să spargi puțin o tablă în spate, aici, ca să aibă loc placa. Dar tabla nu e legată de nimic, pur și simplu o rupi să aibă loc. Și așa mi-a explicat, așa ca un părinte care își încurajează copilul înainte de concurs. Și bă, poți să o faci, nu trebuie să-ți fie frică, nu-i mare lucru. Și era așa, mă susținea. Și atunci am prins curaj. Mare greșeală. Am zis, n-o revin. Și n-am mai revenit. Ce s-a întâmplat? Eu nu mă pricep la componente, după câte v-am zis. Am eliberat piedica aia, am scos placa. Am scos azi de mega, am scos alimentatorul ăla, pâcâie. Acum placa video stătea în mâinile mele ca un bebeluș. Era scoasă din calculator, proces complet. M-am uitat mai jos și într-adevăr nu aveam cum să bag acolo placa în al doilea slot. Așa că am zis, bă, rup tabla aia din spate să aibă loc, cum a zis Radu. Și tabla aia s-o rup destul de greu, n-am avut clește. Am încercat cu o șurubelniț, s-o împing, până la urmă am reușit cu o foarfecă. I-am zis Sonia, dacă nu știe cumva, dacă avem vreun clește pe aici. Și Sonia m-a dus un ciocan de bătușnițele, în fulă mea. Și zis, nu încerci cu asta. Și când a făcut așa, nu încerci cu asta, a zburat jumate de ciocan de șniță și mi-a picat lângă procesor la câțiva centimetri. Eram gen, soare de aici. Nu, s-a părut amuzant, eu nu mai puteam de nervi, sincer. Și după chinuri eterne, am reușit cu foarfeca până la urmă, așa cu răbdare, să tai metalul cu foarfeca. Na, pun placa video în slotul de mai jos, bac HDMI-ul, alimentatorul, s-a auzit pâc când am băgat placa video în calculator, totul era pus la punct, perfect. Pornesc calculatorul. Absolut nimic. Absolut nimic. Îmi zice no HDMI signal. Uitam așa la monitor, bă, tu vrei să-ți fut una pe bune? Opresc monitorul, pornesc înapoi. Acum aveam semnal, dar tot ce vedeam pe ecran era o linie albă. Și nu scripea, nu e aia care blip, 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 blip și ai voie să intri în boot. Nu! Era o linie albă care stătea pur și simplu acolo așa și se uita amenințător la mine. Nu scripea, nu nimica. Cum a stătea acolo, linie albă. Între timp i-am zis lui Radu ce se întâmplă și Radu am însărat cu se simțea vinovat și căuta pe net și încerca să mă ajute. Dar probabil, vă dați seama că nu era vina lui. Și am zis lui Radu, bă, oare chiar pot fi atât de ratat încât încerc să înlocuiesc placa și să stric tot calculatorul din cauza asta? Și Radu a zis că, bă, probabil ceva nu mai butează bine. Dar ideea era că linia aia albă despre care vorbesc stătea așa în continuare acolo, în dreapta, în stânga, la monitor și stătea așa, se uita la mine. Lumina de la tastatură, de la mouse, nu se mai aprindeau când porneam calculatorul. Nimic, numai linia aia stătea acolo. Și am scos placa video din nou din al doilea slot, din care am încercat și l-am pus înapoi în primul. Am zis, ei, dacă nu merg cu asta, revenim de unde am fost și mai încercăm. Dar fix pula. Acum și în primul slot îmi dădea tot linia aia albă care stătea așa. Eu asta atât de bolnav încât atribui personalități și unei mici aglomerații de pixeli, atât de bolnavă. Și așa îmi fac eu nervi în capul meu. Că eu în loc să-mi dau seama că linia aia probabil e un fel de a exprima o eroare, eu mă gândesc că nu, linia aia stă și se uită așa la mine și zice, ce, nu poți să faci calculatorul? Prostul pulii mele. De-aia am eu probleme cu nervi. Și acum eram blocat aici, în neant. Mi-o chiar stomacul. Și am încercat, cum a zis Radu, ce-o găsit pe net și el săracu. O zis, să dau hard reset, să las fără curent calculator jumătate de oră, să schimb alternativ plăcuțele de RAM, să încerc numai cu câte o plăcuță de RAM în fiecare slot, să scot bateria din BIOS și pula mea și pula mea și pula mea și pula mea și pula mea. Nimic. Și acum nu mai mergea. Era mort. Așa stătea.
în afară de linia aia care stătea așa. Și toate astea s-au întâmplat de la 9:30 ieri seara până la 2 și ceva noaptea, în care am încercat toate sfaturile posibile de la Radu și tot ce am citit pe internet și de pe forumul și pula mea, am ajuns până și pe pagina 2 de Google, așa să vă imaginați. Atât de grav a fost. Și după 6 ore continue cam așa, chinuri și tortură de care s-ar zburli până și Prometeu, am zis gata, hai să nu mai fiu încăpățânat, chiar e ceva păstă mine și nu pot să rezolv nimica cu toate sfaturile care există și nici măcar cu internet, cu nimic nu puteam. Atât de prost eram. Și am zis că mă duc cu el la reparații undeva și aia este pula mea. Am ajuns să resetez manual CMOS-ul de pe motherboard, la nivelul ăla am ajuns. Să iau penseta și să iau jumperul de pe motherboard să-l pun pe alți pini ca să se reseteze BIOS-ul. Eu la nivelul ăla am ajuns de neurochirurg. Eu cu câteva ore în urmă nu voiam să scot dintr-un slot placa video. Acum cu penseta mutam pe pini în pula mea de pe motherboard. Și o singură parte bună poate are și povestea asta. Pe lângă toate astea alte un infinit care toate sunt rele și nu m-au ajutat cu nimica. În alea 6 ore m-am documentat în continuu despre calculatoare și despre componente în pula mea. Și după toate orele astea, după niște nervi demn de Sisif în pula mea, am ajuns să aflu o grămadă de soluții, ceea ce e bine. Pentru viitor, dacă o să am probleme, pentru tot felul de scenarii. Și am ajuns să aflu atât de multe soluții pentru probleme, pentru că n-am găsit soluția care mi-era bună mie. Că dacă găseam din start care mi-e problema, rezolvam și gata. Nu învățam 600 de feluri de a repara calculatorul. Așa că de la un install eșuat de placă video, am ajuns să nu mai meargă de fel. Nimic. Am fost cu el la reparat, un băiat foarte de treabă. Mi-a zis că e placa de bază până la urmă. Și să-mi iau, am căutat modelul ăsta pe care l-am eu și să iau exact la fel, să nu poate să apară nicio problemă. Dar parcă lumea este o conspirație. Pe Mag n-am găsit, pe PC Garage n-am găsit, pe Evomag n-am găsit, pe cel.ro în pula mea, cine cumpără de acolo, nu știu, numai Baba Yaga, am ajuns și acolo, nici de acolo nu. Am intrat pe OLX, stoc indisponibil, ocazii.ro, nici la mâna a doua n-am găsit placă de bază exact ca a mea. Ce pula mea e asta? E cumva un reality show ăsta, e o vreo comedie, pula mea, viața mea sau ceva, să fut un pumn în cer și pică scârț, trăiesc în trume, în show, râde lumea acum la mine cumva undeva, de după perete. Ce e viața până la urmă? Mă rog, și băiatul ăsta foarte de treabă de la calculatoare, până la urmă mi-a recomandat o placă de bază care e model apropiat și a zis că s-o duc la el și mi-o rezolvă și că speră că nu o să mai fie nicio problemă. Și pentru sănătatea mea mentală sper să fie, nu mai fie nicio problemă. Că ce altfel o să umplu un bidon de 5 litri de lacrimi și pumni în pereți. Când credeți că totul e bine, așa mi-e viața. Și aveam, astăzi trebuia să pun două clipuri în pula mea. Aseară, după ce mă jucam, de la 9:30 până la vreo 12:01 am zis să mă joc și după aia editez pe clipuri și stau până dimineața ca să le pot pune astăzi. Dar nu, astăzi se pare că a trebuit să filmez o lecție importantă despre karma. Nu furați nici măcar virtual. Sper să fie totul bine. Nu mai pot. Și o să revenim. Și o să ne vedem la cel mai scurt timp posibil. Nu bine, m-am pupat. Nu uitați să nu fiți prea fericiți că vă dă viața un neveu, că nu vă așteptați. Îmi fac calculatorul și ne revedem, desigur. Poate chiar mâine. Bă, direct cu vigilatul ăsta Doamne, fuți-o și tastatură. Baftă celor de sub mine că sunt un direct picaș. Cred că-i bun whisky-ul ăsta că-i deja sub ambalaj. Mă uit în buzunar, nici cel mai mic semn de avere. În cazul ăsta ardem, te rog, încă două beri și o bere. Baftă celor de sub mine că sunt un direct picaș.